Slăviți și binecuvântați să fie Domnul Dumnezeu nostru. Trăim acum vremea din urmă, așa ne spune Domnul Sfânt. De veți deschide în Scriptură, le-a spus Iisus acest cuvânt. Fraților, să ne trezim, să ne pocăim, căci Domnul Iisus Hristos vine glorios. Dimineața va veni, zori se vor ivi, orice mare sărbătoare atunci va fi. Priviți doar mersul omenirii, cum merg cu toții spre păcat. E urăciunea pustirii pe acest pământ cei blestemat. Fraților, să ne trezim, să ne pocăim, căci Domnul Iisus Hristos vine glorios, dimineața va veni, zori se vor ivi, orice mare sărbătoare atunci va fi. Noi așteptăm să vină ziua când Domnul va veni pe noi. Încă puțin mai stai în veche, până soribii ai zilei zori. Fraților, cu toți vegheați, nu vă întinați cu lucruri de aici de jos, că nu-s de folos. Totul este trecător pe acest pământ, cum zice Eclesiastul, goană după vânt. Doar o poruncă la încheiere aș vrea să-ți las, fratele meu, să nu-ți pierzi premiul alergării, că atunci va fi de tine rău. Fraților, să ne trezim, să ne pocăim, căci Domnul Iisus Hristos vine glorios. Dimineața va veni, zori se vor ivi, orice mare sărbătoare atunci va fi. Fraților, cu toți vegheați, nu vă întinați cu lucruri de aici de jos, că nu-s de folos. Totul este trecător pe acest pământ, cum zice Eclesiastul, goană după vânt. Măriți să fie Domnul.